Daniel Paraschiv la telefon de la Hermannstadt. Daniel, salut! Bună seara, dumneavoastră și invitații. Daniel, spune-ne despre Dinamo Kiev, spune-ne despre oferte, spune-ne despre momentul în care, în care te afli și cât de greu e până la urmă, că înțeleg că ar fi mai multe oferte, așa e, și una din Ungaria, Dinamo Kiev, mai există și o a treia variantă? Da, referitor la oferta de la Dinamo Kiev, din ce am înțeles, cluburile se înțeleseseră, însă am preferat să nu dau curs oferte pentru că am analizat și factorul vieții, să zic așa, și m-am gândit că nu ar fi un moment foarte bun pentru mine ca om, nu ca fotbalist, să plec în Ucraina. Adică, de exemplu, dacă venea oferta asta acum 3 ani, n-aveai niciun fel de problemă să spui da. Cred că mă duceam și pe jos. Dacă venea acum vreo 2 ani sau, cine știe, mai în altă perioadă. Pentru că, da, am fost flatat să aflu că Mircea Lucescu doar știe cine sunt. Că m-a dorit fie el sau staful său de la Dinamo. Într-adevăr, a fost un lucru onorant și chiar sunt foarte... Sunt un pic dezamăgit că nu se poate realiza acest transfer. Asta spun, adică a existat lupta asta între da, e pericolul ăsta de a merge în Ucraina, o țară în război, etc., dar și tentația de a lucra cu Mircea Lucescu, a existat conflictul ăsta în interior? Bineînțeles, nu a fost o decizie ușor de luat, pentru că factorul sportiv a fost foarte important și m-am gândit serios să fac acest pas, însă după mai multe ședințe, între ghilimele, cu familia mea și așa, am hotărât să nu fac deocamdată acest pas. Adică familia a fost cea care, bănuiesc, a insistat să rămâi totuși într-o zonă sigură a lumii. Nu am insistat, până la urmă mi-au transmis că se da decizia mea și așa și este, însă nu aș putea să stau acolo și ei să fie aici îngrijorați pentru mine sau să nu poată dormi nopțile. Să-i pun să vină la mine în vizită, să e un traseu dificil până la Kiev. Nu aș putea să-i pun să treacă prin asta. Și vei alege Ungaria în consecință? Nu știu dacă voi alege Ungaria, pentru că acolo nu știu dacă este un acord între cluburi. Însă, bineînțeles, sunt multe lucruri de pus la punct când se face un transfer, însă cu siguranță iau în considerare. A, deci există șanse să pleci acum, în perioada asta, imediată? Da, eu zic că sunt șanse acum, depinde, cum am mai zis, de mai mulți factori, nu doar de mine sau doar de club. Ce s-a întâmplat? Nu neapărat că s-a schimbat. Cum ai ajuns, Daniel, în punctul ăsta al carierei tale, în care să fii un jucător care, că spunea, l-am auzit, de exemplu, la un moment dat pe Marius Măldărășanu, că una dintre realizările importante este faptul că ai ajuns să joci 80-90 de minute, pentru că asta ar fi fost o problemă. Povestește-mi un pic parcursul tău din ultima perioadă și ce crezi că s-a îmbunătățit, ce crezi că s-a schimbat, astfel încât să ajungi în postura asta de a marca multe goluri în campionat, dar și de a fi un jucător dorit afară? Consider că tot timpul mi-am așteptat rândul și am fost tot timpul pregătit să demonstrez ceea ce pot, chiar dacă am avut o perioadă la voluntari în care am jucat foarte puțin. Am continuat să mă antrenez 100%, să încerc să fiu tot mai bun de la zi la zi și ca atunci când îmi va veni timpul să demonstrez că merit șansa. Și iată că mi-a venit aici la Hermannstadt rândul, am profitat de această șansă și mă bucur că am avut realizările pe care le-am avut, cu goluri, cu debut la națională și așa mai departe. Dar tu ai schimbat ceva în cariera ta, nu știu, în felul în care te-ai pregătit sau ai făcut la fel aceleași lucruri mereu, doar că acum ai primit șansa de a juca? Am mai schimbat anumite lucruri, bineînțeles, pentru că tot timpul încerc să schimb anumite lucruri din rutina mea, să nu devină o rutină obositoare. Dă-mi un exemplu. Adică ce ai făcut în plus? Nu știu, ce ai făcut în ultimul an sau ultimii 2 ani în plus față de ce nu făceai sau și ce nu făceai acum mai mult timp? Am început să prețuiesc somnul mult mai... Da, nu spun că înainte pierdeam nopțile sau chestii de genul acesta. Am început să dorm și la prânz,
dorm noaptea destul de devreme, să zic așa, și să îmi fac orele de somn, cum s-ar zice. Am învățat să-mi gătesc și țin legătura și cu nutriționist și contează destul de mult viața unui sportiv și aceste aspecte. Oho, dar cât de mult contează. Contează foarte mult. Și, pe de altă parte, în plan mental, cât de mult contează încrederea? Și de ce te întreb lucrul ăsta? Pentru că 2022, cel puțin partea asta, toamnă spre iarnă, a fost excepțională. Parcă n-ai mai avut aceeași încredere la start de 2023. A avut legătură și cu depunctarea asta? Te-a demoralizat și, nu știu, dacă ai simțit și la echipă chestia asta, că, nu știu, voi ați muncit pentru puncte, ați avut punctele, le-ați luat și totuși v-au fost luate din cauza altora. Da, când intrăm în teren nu ne gândim la puncte, evident, însă pe undeva cred că ne afectează pe fiecare dintre noi această depunctare. Este o apăsare până la urmă să te transformi din pretendent la play-off la contracandidată la retrogradare. Și probabil că subconștient ne-a afectat pe toți și să te vezi acolo jos în clasament nu este deloc plăcut și poate a fost și un factor în pierderea unei doze de încredere. Însă cu victorii sau cu meciuri foarte bune, cu siguranță ne vom recăpăta încrederea și cu siguranță ne vom recăpăta și forma noastră din octombrie, septembrie. Tu ai avut, ai avut oferte și de la echipe din România în perioada asta? Din ce știu eu, nu. Nu. Nu știu, discuții eventual poate ori mai fi fost, însă oferte nu, în niciun caz. Am înțeles. Emil Grădinescu vrea și el să te întrebe ceva. Salut. Daniel, e o întrebare mai ciudată un pic, dar sunt foarte curios să știu dacă tu simți că poți progresa, că încă nu s-a atins nivelul maxim. Cred că orice om poate progresa și nu vorbesc doar de fotbal. Și în viață, în general, în fiecare zi poți să înveți ceva nou și cu siguranță nu sunt nici la prima tinerețe fotbalistică, să zic, pentru că fac 24 de ani. Însă până la 35 de ani, 36, cred că tot am timp să mă dezvolt. Deci, ca să vă și răspund, că, într-un cuvânt, da. Ok. Iarăși mi se pare important, cum îți vezi traseul? Hai să presupunem că s-ar concretiza o mutare în, nu știu, zic Ungaria, pentru că și Dani Coman a vorbit despre transferul ăsta și despre posibilitatea de a ajunge în Ungaria. Hai să presupunem că ai ajunge într-un campionat de genul ăsta, da? Pentru că restul, mă rog, campionatele grele ale Europei și-au închis perioada de mercato, da? Care ar fi parcursul? Cum îți imaginezi tu pașii următori? Pentru că, evident, noi, nu știu, și Emil și eu suntem de foarte mulți ani în meseria asta, de când Florin Lovin, care e aici lângă noi, juca fotbal. Și am tot văzut în ultimii ani fotbaliști români plecând și întorcându-se, plecând și întorcându-se. De fiecare dată când au plecat, noi ne-am bucurat, ne-am făcut iluzii, sunt convins că ei au avut iluzii și mai mari, adică și-au creat, cum să spun, visul a fost al lor în primul rând, dar și noi ne-am bucurat pentru ei și am sperat pentru ei. Și totuși ne-am tot trezit cu ei întorcându-se și de asta sunt curios, tu cum îți vezi parcursul plecând, să spunem, acum într-un campionat gen Ungaria? Care ar fi pașii următori în carieră? Da, consider că trebuie să fac niște pași corecți. Ungaria se pare un campionat potrivit, sau nu neapărat Ungaria, dar vorbim de Ungaria pentru că de acolo este oferta. Da. Cu siguranță încerc să mă adaptez cât mai repede, să fiu un jucător important acolo și mai apoi să prind transfer la, dacă nu într-un campionat din top 5, cu siguranță într-un campionat mai puternic. De acolo să fiu într-un continuu progres și evident să pot ajuta și echipa națională. Ok, vrea și Florin Lovin să te întrebe ceva. Te salut, Daniel, și bună seara. Ți-a trecut cumva prin cap că s-ar putea să regreți această ofertă refuzată de la Dinamo Kiev? Nu neapărat că aș putea să regret, însă cu siguranță, fotbalistic vorbind, se putea întâmpla multe acolo și anume să ajung la o echipă foarte bună, pentru că Dinamo Kiev este printre forțele din est. Însă, cum am zis, uneori trebuie să țin cont și de alte lucruri, chiar dacă fotbalul este o prioritate în viața mea,
sunt și lucruri mai importante. Uite, completez. Eu, într-adevăr, am fost genul de fotbalist care toată cariera mea am pus familia pe primul plan și în al doilea rând a fost fotbalul. Și vreau să te felicit și chiar cred că ești de apreciat pentru că în peisajul acesta fotbalistic în care din ce în ce mai rar găsim jucători care să vorbească cu subiect și predicat corect, chiar ești un băiat care are un discurs frumos, ancorat în realitate și eu sper să ai traiectoria pe care ți-o dorești și transferul la care consideri tu că este pasul următor. Îți mulțumesc frumos, mă bucur mult să aud asta. Daniel, mulțumim pentru intervenție, ținem pumnii în continuare, așteptăm vești, dacă o să fie în iarna asta bine, dacă o să fie în vară iarăși bine. Important să fii sănătos, asta este cel mai important, că dacă ești sănătos, da, vei putea să faci lucruri în continuare. Mulțumim mult pentru intervenție, seară bună în continuare. Mulțumim. Da, interesant. E complicat cazul. Adică eu îmi imaginez că printre... Eu dacă aș fi fotbalist și aș ști că m-a vrut Mircea Lucescu la echipa lui, sau că aș avea posibilitatea să lucrez cu Lucescu, dumne, cred că aș fi extraordinar de mândru. Dar și de curios. Zic, a fost și Băluță, da? A fost la Dinamo Kiev de la împrumutat. Da, asta nu e o garanție. Că poți să ajungi la Dinamo Kiev, să fii antrenat de Mircea Lucescu, într-adevăr să acumulezi ceva din punct de vedere sportiv, poți să ajungi acolo să nu joci, da? Să fii rezervă, să nu te adaptezi și practic ți-ai cam ratat. Ok, să zici că din punct de financiar faci un salt de la 5.000 de euro pe lună la 20.000. Dar dacă o ia la lung, el este într-o situație acum, chiar este în practic în cea mai bună formă a carierei sale, este sănătos, din ce am văzut eu, este chiar un tip ancorat în realitate, are un discurs frumos, vorbește frumos și cred eu că, într-adevăr, i s-ar potrivi mai bine, probabil, un pas în Ungaria, dacă se discute despre Ungaria. Ungaria este un campionat în care mulți tineri au făcut pasul către Bundesliga. E mai bun ca al nostru? Nu știu dacă e mai bun ca al nostru din punct de vedere valoric, dar cred că da, în ultimii ani, că au avut echipă în Champions League, da. Dar din punct de vedere al porții către vest, eu zic că este mai bun. Pentru că din punct de vedere al transferurilor care s-au făcut din Ungaria în ultimul timp, vedem că foarte mulți jucători pleacă în Zweite Bundesliga la echipe foarte bune care se bat la promovare. În Bundesliga chiar au jucători mulți. Și dacă va reuși să facă o figură frumoasă acolo, în primul rând trebuie să plece, că noi discutăm acum la stadiul de... Nu știu dacă pleacă el înaintea ungurilor, dacă o fi să facă pasul. Dacă vii și... Și acolo un pic de naționalism și de... Bine, eu mă închipui totuși... Da, e naționalism, Emil, da? Eu mă închipui că dacă mergi la un club și joci bine undeva, uite, în orice țară... Dumnezeu, da? Poftim? A plecat în Ungaria și acum a plecat în Cine? La Unii. La Iduni, da. Adică Iduni, e un exemplu adică, care da, e... se plătează. De asta zic că poarta spre... Da, nu-i român. Da, a jucat la un campionat mondial. Ce-ți imaginezi? Că... nu, n-am sesizat să fie vreo român pe acolo. Marea jucători... Adică Bumba joacă... Da. Cine a mai fost? Că a mai fost jucători pe acolo. Mai la Academia Pușcaș... Cum îi zice? Băluță? Gicu Grozav a fost și a fost printre jucătorii importanti. Adică nu... N-am simțit că... Au fost marginalizați. Adică îi cântă deșteaptă pe române. Dar poarta, eu zic că e mai ușor ajungi într-un campionat puternic din Ungaria decât din România. În momentul de fază. România nu mai e la mare căutare, adică nu se mai... Bine, nici nu pleacă și de la un club mic. Da, da este greu să... Depinde și unde să... Dacă ar fi venit la FCSB, de exemplu, în continuare ai vizibilitate de la FCSB, că totuși... Da și nu. Adică hai să luăm câte transferuri a făcut FCSB-ul în ultimii ani de la Denis Mann, care a fost ultimul. Adică n-au mai plecat jucători cum plecau înainte, 2-3, chiar să zic așa la echipe mai mici. Uh-huh. Vedem că nu mai pleacă, pentru că în primul rând un scouter, un om de... se uită în primul rând la nivelul fotbalului și spune, nu mă interesează... A plecat la Galata. Nu mă interesează că joci foarte bine, da, cu Hermannstadt, fără să fii lipsit, da, sau cu, eu știu, cu Petrolul, cu Voluntari. Pe mine mă interesează să te văd, ca să dau 10 milioane pe tine, trebuie să te văd la cupele europene, cu adversarii dotabili și la echipa națională. Dacă nu mai are vârsta, nu poți să spui că e un copil wonder kid de 18 ani, cum e Octavian Popescu, și vine cineva și aruncă 10 milioane, că da, vede într-adevăr un potențial. În momentul de față, pe Paraschiv, îl iei să-ți faci treaba cât mai bine cu el, câștigi un jucător bun de grup și astea și sper că, eu știu, îți vei dubla sau tripla banii.
Dar adică e interesant, să... știi ce e interesant? Adică sunt două lucruri interesante la transferul ăsta. Una mână, faptul că Dinamo Kiev dă bani în continuare pe fotbaliști. Adică la ce e acolo, eu nu mi-aș fi închipuit că se mai dau bani pe fotbaliști. Nu credeam că mai dau bani. Înainte dădeau bani pe fotbaliști de ordinul milioanelor multe. Da. Acum s-au reorientat. Pe de altă parte, ei oferă o sumă mai mică, de exemplu, decât a plătit FCSB pentru Companiu. 1.200.000, da, am înțeles. Da? Era... Ceea ce iarăși e interesant, apropo de economia asta a fotbalului și de... Da, nu, este greu. În primul rând va fi greu. Lui Dinamo Kiev, cred eu, să mai cumpere jucători, să mai vină jucători în Ucraina. Jucători Cum că asta vorbeam, asta și vorbeam și cu colegi. Zăiam acum, de exemplu, inclusiv în Turcia, la Gaziantepspor. Mai vrea cineva să meargă în Turcia în momentul de față? Adică dacă, că s-au dus, da, am avut vorba aia și avem jucători. Ce noroc a avut Maxim că l-a prins în Germania. Asta spun. Deci îți dai seama că noi avem jucători acolo, am avut antrenor, n-a fost și Mudică, cred că Mudică a fost la Gaziantep. Junior Moraes. Acum ai așa, o zici, hopa, stai un pic, că parcă nu m-aș duce acolo. Nu mai vorbim în zonă de război, cum este Ucraina, ce vezi? Nu mai vor jucători, nu vor fotbaliști să plece Emil, adică vine familia și spune, halt. Da, și mi-aduc aminte de cazul Ioan Ovidiu Sabău, care pe vremuri, când era deja la ASA Târgu Mureș, era deja mobilizat, era tuns, era în uniformă, mă, n-a vrut să vină pentru că el vroia cu Mircea Lucescu și atât, nu-l interesa altceva. Da, vezi? Paraschiv n-a avut șansa să lucreze cu Mircea Lucescu din cauza nenorocitului ăsta de război. Face parte din viață. Vreau să vorbim, nu mai avem foarte mult timp, dar sunt foarte curios, Florin, pentru că sunt două cazuri care mie mi se par triste, într-un fel. Da? Galeria FCSB-ului anunță că nu merge la meci cu voluntariu. Prețul ridicat. Pentru că odată în plus cei de la voluntari pun, de data asta 70 de lei, altă dată punea 100 de lei sau 100 și ceva. Da. Știu că și Astra practica chestia asta. Da, da. Era un tertip de ăsta. Da. Și cum vezi trucurile astea în condițiile în care voluntariul oricum, la fel ca și Astra, da? Nu vine lumea. Da. Adică ai posibilitatea să-ți vină lumea. Dar într-un fel tu refuzi. Dar eu nu înțeleg altceva. Bazându-te pe dacă ce? Dacă să spui că voluntariul s-ar bate cu FCSB-ul, eu știu, pentru ar avea același obiectiv, da, înțelegi. Hai să zice că faci și tertipuri de astea să-i, nu știu, să n-aibă parte de suportul fanilor sau să... Adică să nu încasezi bani. Da. Mai bine... Iar din punct de vedere ca și rețetă financiară, este cam aceeași greșeală pe care a făcut-o Gigi Becali la meciurile din cupe europene, da? Când a scumpit biletele. Adică mai degrabă vinzi 10.000 de bilete cu 10 lei decât să vinzi 50 de bilete cu 70 de lei. Deci din punct de vedere financiar, iar este o decizie greșită. Deci nu înțeleg genul ăsta de abordări. Te rog, Emin, dacă vrei, dacă ai... Eu înțeleg. În primul rând este o echipă foarte bine ștuțată la bugetul statului, la bugetul primării. Voluntari este o echipă, este o comună bogată, intră mulți bani. E oraș. Oraș, ok, oraș. Intră mulți bani în buget și... Nu crezi? Are și o reviziune. Așa, al doilea, da. Al doilea lucru... A ei, a orașului. Care mie mi se pare evident și eu mi-asum. Este... dușmânia asta pe care chiar nu o înțeleg, pentru că sunt înrudiți, da, primarul Pandele cu Gigi Becali, dar asta este clar dușmânia, adică mă uit, n-am auzit ca voluntar să fi scumpit biletele când a jucat cu CFR Cluj, când a jucat cu Rapid, de la care au luat bătăi ca lumea, cu Farul, s-i am mai scumpit acum. Odată, nu știu cu cine. Am mai scumpit, a scumpit cu Craiova. Da. Craiova, posibil, Universitatea Craiova. Da. E apucat acum... Probabil pe principiu să aibă o liniște în stadion, eliminând galeriile. Și să, da, și să încerce să pună stop unei eventuale victorii a FCSB-ului. Sunt niște servicii pe care le face voluntari de mai mulți ani și știu asta din alte surse. Rivalilor FCSB-ului. Niște servicii. Okay. Da. Interesant. Da. Dacă nu ajunge aduceți-vă asta... aminte, numai puțin, scuză-mă. 2-2, ultimul meci, da? Cum s-a jucat? 2-2, penultimul meci,
La, regal, pe Arena Națională, când cu offside și cu nu știu ce, da. Aduceți-vă aminte cum au jucat. Da, da, asta e foarte bine că au jucat acolo. Foarte bine. Ar fi fost foarte bine. Ar fi fost foarte bine să joace și cu Rapidul și cu CFR-ul. Emilio, nu cred că poate să vină un patron sau un antrenor să spună jucătorilor, vezi, azi o lași mai moale. Te-ai compromite total. Nu. Nu știu. Nu, eu am fost foarte de acord. Eu am auzit chestia asta, plâns. Plânsul mi s-a Gigi Becali că, vezi, Doamne, a jucat voluntariu. Asta e normal. Păi ce vrei, frate, să nu joace voluntariu? Eu am venit de la o echipă din provincie, de la Bacău, da? Eu, când jucam contra Steaua Rapid Dinamo, jucam cel mai bine, că te auto, adică te autodepășești. E normal să ai chestia asta în... Da, da, Sechelariu nu scumpea biletele. Nu. Da? Asta... Nu, să vină lumea. Deci asta, cuplată cu discuțiile între Mititelu și galerie, care își refuză galeria și închide stadionul, măi, oameni, nu, lumea nu înțelege... Că e pentru suport. Bă, nu înțeleg oamenii ăștia, adică peste tot în lume, și o să spun chestia asta în sfârșit, peste tot în lumea aia nu știu cum să se roage de oameni să vină la stadion, să cumpere o eșarfă, un pix, uite, un suc... ca să-ți fac o paranteză scurtă, că nu mai avem scurtă, că mai avem un minut. Deci, în Germania, când jucam, eram obligați noi ca jucători să mergem în sate, să facem concurs de mulți vaca... Să ne facă, făceam poezii împreună cu copiii ca să aducem oamenii la stadion și oamenii aceia în weekend umpleau 10-20 de autocare și veneau la meci. De asta aveam, jucam cu 40.000, 30.000, da, pe Allianz Arena în Liga 2. Noi, frate, să dăm prețuri mari, să ne dezicem de ei, da, să-i dăm afară, din păcate... ne înjurăm, aia vin la rândul lor, ne înjură, noi îi înjurăm, în fine. Bun, Emil, mulțumesc, Florin, na, a fost și NBA-ul ăsta. Ai bătut drumul, puteați vorbim, dar cu siguranță să mai fie timp. Mă bucur mult că te-am avut aici prezent. United.